Da. Bună, ce faci? Da. Bună, ce faci? Da, și fac, stau pa, stau, mă uit Facebook. Stai, eu vorbesc, cum să zic, de la cineva de la telefon, nu-i de numărul meu și ai grijă să controlezi cuvintele. Ei, ia. Da, am fost am Mă fost uit eu eroată. cine mă sună, zic că nu muri ăsta, zic. Am Mamă fost, te mea. rog, să cu padrugă, znacomă din Chișinăcton. Știi, ai fost în Orașcela? Haide, Ai fost în clef. Orașcela? Ei, mă N-a fost. bucălesc și cu tine. E ca te Nu. rădi și azi. A, auzi, da, nu știu ce, trebuie să mă duc la caroceamu, de asta Mira priații, ca să zic. Și trebuie să-mi fac Aha. părul și mi-a spus că sunt îngroș părul. Și tu te ce la păr, ziceam să te rog tine. Poate Dar știi, când te trebuie? poate știi cum sunt îngroș părul cu deșeala cu valuri. Așa, nu A, o. scoai. A, da. Pe când ai miro, prieteni? Când? Pe mâine seară, cam așa. Sau mâine sau poimâine, nu Oh! știu. Mâine seară eu am imenina, am zi de A. naștere. La nașa. A. Dar cum să-l fac și tipa mai înfoiet, mai gros? Dar cum să-l faci, Natasha? Ia ca Carina mai face diferite de astea, să facem păr frumos, nu la nu ca ta la dânsa e mai lung. Dar la tine blând se strebă cu ăsta, cu undulatorul, ori cu fienul ți-i strebă sau faci. Undulator de care? Chiar și cu placa îl faci. Numai fii bună. Placă de ce e ondulată, nu? Da. A, Placa deci. care îndrepți părul chiar. Nu fii Vezi că eu ondulată. nu sunt specialistă și am vrut să mă ajut tu, dar dacă tu nu poți. A? Eu îți spun, și trebuiește așa. Nu știu, Nu. idei n-am cum să... Dacă n-ai instrumente, n-ai astiana. Eu de pildă, dacă n-as eu acasă, că mâine îți spun că mă sar, mă duc. Mâine plouare 5 minute și... Da, undeva plouare 5 minute. Așa o zi de slide la serviciu, o să ne ducem. Da, mami, da. Nu înțeleg. Stai, dacă. A, vorbești cu fata asta, că e ceva de ce cu păr, nu știu. Alo. Da. Noroc. Da, Da, salut. cum o cheam patruga? Cum ai zis că o cheam patruga ta? Ntaș, cum o cheam patruga ta? Stina, A, Stina. Cristian, privet. Da. Uite, căroce eu am înțeles că spate de uns părul cu ceva, cu untură, îl ungi și el se îngrașă. E corect asta? Ne-o spus o săteancă de aici. Ia că eu n-am auzit de așa ceva. O spus că îl ungi cu untură și îl ții tătă noaptea. Și o că el Dar într-un pentru fel ce? untură și se lichește de păr și părul se îngroașă. Doamne, eu n-am auzit de așa prostii. Untură de ploșniță. Și n-ai auzit așa ceva? Dar până o să te încoți că faci de chestii de astea. A? Nu știu, n-am auzit eu. Că să-l îngrași părul, că să fie gras, Da, și o cum? să-l îngroașă, oricum eu nu și n-am înțeles. Dar păi e vrea să-l îngroașă, dar eu vreau să-l îngrăș. La mine Dar vreau pentru ce și trebuie ca să-l îngrași? uns, ca și când, știi cum, ca și când ești după duș. Așa, ți-l dai ca și când ești după duș, el așa e ud. Dar e vrea să-și îngroașă Oh, păr, dar că eu vreau să-l fii ca îngrăș. după duș, asta de-a mai gine ți-ai muscă, dacă vrei ca să fii ca după Dar duș. nu vreau că-mi chic părul de la musturile astea care le zici tu, pumile astea care le pun în păr, pasta aia n-am chic părul. Și am înțeles că dacă eu untură de ploșniță, apoi el îi ține mai ghine. E că eu nu știu, nu pot spune. Idei n-am. Eu n-am auzit. Mă tem și de Ei, eu... untura asta, că dacă ne-o pune, Dar eu poți rămâne pe scoți pe rămâne. internet, am mai pe internet, E, numai nu mă mai rog cred și eu în nu internetul uri. ăsta, ne-o pune untură de ploșniță și ne-o rămâne pleșcată. Eu spun sincer, eu dau o să așa ceva. Nu știu. Idei n-am.
Natasha se râde acolo mare. Da, pe ea râde, da, pe ea tot așa, zic, de unde un tură de ploșniță. Da, dacă așa ne-o zis, neamul este aneu, cu tot, o spus că bunic sau eu spus că roce e... Poate calit, poate. Ei, cum să picalească? Nu știu, idei n-am. Eu prima dată aud, nu știu. Da, bun, dacă asta, dar eu deși te întreb că Natasha a zis că tu ești specialistă crutaia, că roci, tu știi tare ghini toate dvijenile astea cu părul, cu valasina, cu toate astea. Știi? Eu știu eu cu părul cu aia astea, nu mai știu așa de crutaia, doamne, că eu îți spun că eu de așa ceva eu n-am auzit. Paniatna. Nu știu. Da, asta cu, da. Cu păr de vulpi? Uai și eu, păr de vulpi, urmi de vulpi. Cu ce? Asta e soluții, un fel de asta, soluții, cum spune soluții? Cum spune fa soluții în limba rusă? Cum e soluție în limba rusă? Poate nu mă înțelegi. A, sredstva de vulpi. Eu nu știu, nici de sredstva de vulpi, eu de astea nu știu, necă... Tipa la farmacie, ceva deficit, ceva tare scump, ceva chestii. Da, la farmacie duci și întreabă și mai degrabă. Da, eu înțeleg. Să cum să-l îngrași, păr sunt altele, adică vreți scăpi, adică de... Dar tu vrei să-l îngrași. Eu vreau să-l îngrași, să și mai așa, mai unturos. Când îmi place, ca în clipurile astea Jennifer Lopez, tu știi că eu tot sunt ca Natasha, îmi place să mă uit la vedetele astea internaționale, noi împreună cântăm Despacito, ne pricălim, caroce, în seara asta o leac de bere am băut. Ia ascultă-mă, lecuțet. Da, caroce, noi suntem duse, suntem rupte, caroce, mă. Dar de asta, de soluții, de babă, de ăsta și... de barbă, de urs. De barbă, voi vă pricăliți de-am, eu nu voi... Eu nu știu, cred că berea îți pricălești, de labă de urs. De o toră, poate. Ai auzit de labă de urs, soluția asta. N-am auzit. Dar de coadă de câini. Ei, hai voi, de-am, n-aveți de lucru, îți faceți voi acolo. Bună seara, domnișoară. Ia ca altul. Vă și mă tap curie acolo, el a băut cu noi, căneșna. Ce faci, puișorul? Oh, doamne, zăule. Tu ești Cristina. Da? Noi, așa. Prietena ta, Natalia, este invitata noastră din această seară la Diaspora Media, la radio. Eu sunt Anatol Melnic, asta a fost o glumă. Eu sunt farsă. Asta... Eu sunt Diana Natasha. Rotaru. Ce n-are de lucru. Ce, cine are Natasha? N-are de lucru. Nu ai văzut chestii pe care ești. Ce transmiți Nataliei, prietenei tale care ți-a făcut-o? Ce-i spui? Un prieten. Un prieten. Mai fac glume de prost gust. Un tură de ploșniță. Nu, domnule Zăule. O seară... Natasha. Natasha.